despre oameni cu poveste care au ceva de spus. Plus valoare. Adelin Petrișor, jurnalist. Era să zic jurnalist auto, că am mai făcut Mircea Meșter și rămăsese de acolo o mică sechea, să zic așa. Jurnalist. Până să ajungem acolo, poate e un pic amuzant pentru tine, hai să clarificăm asta cu Adelin și Petrișor. Cum e? Care e nume, care e prenume? Petrișor e numele de familie, Adelin e prenumele. E super amuzant. Eu având un nume de familie de care poți să râzi oricând. Da, e diminutiv. Cred că... multă lume zice, domnule, Petrișor e diminutivul de la exact. Petri. Nu, Petrișor, așa se numește familia. Eu după 36 de ani de purtat un nume ciudat, cred că e foarte fain să ai un nume de familie simpatic, ca să zic așa. Cred că m-a ajutat numele foarte mult, pentru că îți rămâne, știi, și prenumele e destul de rar. Acum e destul de folosit, adică am mai auzit Adelina, Adelina. Dar în momentul în care m-au botezat ai mei în 75, cred că era foarte rar. Adică eu în Buzău, în copilărie, cred că mai știu un Adelin. Și era în cartier cu mine acolo. Da. Vreau să te duc într-un punct, să începem discuția despre tine și despre... viața ta, că nu vreau să fie despre cariera ta, cumva despre viața ta, deși de multe ori ele s-au intersectat atât de tare încât s-au... Băi, cariera face parte din viață. Da, da, da. Da, cred că principală, n-ai... la tine, în special față de alții, parte din cariera ta, care s-a petrecut, să spun așa, în condiții un pic ieșite din tipare... nu, a devenit viață trăită la intensitate maximă, nu? De la ce te raportezi, mie mi se pare absolut normal și mi s-a părut o viață absolut normală. Dar până acolo, lasă-mă să fac o chestie, ăsta e genericul acestui podcast susținut de Backstage Systems și aș vrea să te întreb de ce la un moment dat, sunt sigur că nu te-ai fi gândit că mergem în punctul ăla prima dată, ți-ai luat niște luni libere în viața ta, acum vreo 12, 13 ani? În 2009, când s-a născut Smaranda. Asta. Pentru... mie îmi place foarte mult momentul ăla și aș vrea să începem cu ăsta. A fost un moment foarte frumos. Am stat acasă vreo 9 luni, am plecat de la realitatea, în decembrie, la început, înainte să se nască Smaranda. Smaranda s-a născut pe 19 decembrie. Știam că... urmează un moment important și mi-am luat liber, mi-am permis, am fost și bine plătit la realitatea și am stat acasă până în septembrie 2010. Și pot să spun cu mândrie că în lunile alea, cred că i-am mai schimbat bona de câteva ori, cred că 90% eu i-am schimbat pampersul, eu i-am îngrijit buricul până i-a căzut, știți că eu, nu știu dacă știți, e o procedură foarte complicată acolo, da. Eu i-am tăiat unghiile pentru că avea niște mâini atât de mici și fine și Maria îmi zicea, băi, eu n-am curaj, tăie tu unghiile dacă ai curaj. Și sunt tare mândru de asta. Și Maria a stat acasă 6 luni, a avut liber de la antenă și a fost o perioadă foarte în regulă. A fost o perioadă în care am scris și prima mea carte, Războaiele mele. A fost super interesant. Mie îmi place momentul ăla și te-am dus acolo pentru că poate nu se întâmplă prea des. Bine, ai avut și posibilitatea și ocazia să faci chestia asta, dar de obicei mamele sunt cele care stau acasă. Da, avut ocazia, da, ai avut ocazia să completezi chestia asta și bine, ai pus pauză la tot pentru comoarea ta, să zic așa. A fost foarte bine și a fost foarte bine și pentru mine și relația mea cu Smaranda, că așa o cheamă pe fiica mea. Dar a fost bine și pentru mine, pentru că am putut să scriu, am putut să joc golf, mi-am îmbunătățit golful în perioada aia și a fost super interesant. Și ai turnat-o, practic ai pus bazele unei relații solide pe care o aveți și astăzi, nu? Absolut, mergem la schi, de-abia ne-am întors de la schi, am fost la schi o săptămână, am luat-o de la școală și am fost la schi o săptămână. Mamă, trebuia să zici asta, ce exact? Trebuie să zic, le-am zis și dirigintei că o iau să duc la schi. Pentru că în vacanță nu poți să te apropii de nicio pârtie și atunci, de când mă știu, o iau, o să fie din ce în ce mai greu, că una e să-ți iei copilul în clasa 1 o săptămână de la școală, e clasa 6-a și de mai complicat. Dar seara stăteam la hotel, făceam temele, aveam pe calculator acolo, aveam pe WhatsApp capturi și făceam, își făcea temele și dimineața schiam.
Hai să zicem că a fost o săptămână de școală altfel. Da, 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 da. Nu, dar și-a făcut temele. Concepția adică, de limbi petrișor. Putem adică, să zicem așa? Da, cred că sunt, eu știu mulți părinți care și-au copiii și duc. Pentru că sportul e o componentă foarte importantă. Zmaranda face sport de performanță. Zmaranda are medalii în campionatul național de MTB, la categoria ei de vârstă, a urcat de multe ori pe podium, a fost, cred că, mi se pare că a fost pe locul 2 anul ăsta în cupă, nici nu mai știu, nu vreau să greșesc. Dar a avut medalii, a avut medalii de argint, de bronz, a fost în clasamente, a fost, cred că, pe 4 clasamentul final. Cred că e foarte important sportul. Învață foarte bine, se duce la olimpiadă la matematică, dar trebuie să facă și sport. Îmi place mentalitatea asta și mi-ar plăcea să o văd. Nu cred că va face sport de performanță, nici nu vreau. Și, adică... și fără să facă performanță, mi se pare că, uitându-mă în jur la părinții moderni, sunt unii care înțeleg cât de important e sportul, poate pentru că ei n-au făcut sport. Și am făcut. Place să cred că în zona aia m-aș duce și eu, eu nefăcând sport, că așa a fost de acasă, nu că nu mi-am dorit. Mi-ar plăcea ca la un moment dat, când o avea copii, să facă sport, dar sunt și foarte mulți părinți moderni care neglijează mult acest aspect. Și da, poate că e bine ca cineva din când în când să mai aprinde lumina pe subiectul ăsta. Vrem imunitate bună, vrem sănătate, fără alergat, fără sport, fără mișcare, n-ai cum. Oricât de grijuliu ai fi cu alimentația. Exact. Ești unul dintre cei mai cunoscuți reporteri din România și aș zice reporteri de teren, nu? Că... De reporter înseamnă că faci teren. Da, dar... După părerea mea, cea mai tare chestie dintr-o televiziune. Da, și oricum, ziar. În cazul tău, în mod special, hai să spunem așa, tu ai făcut și teren accidentat, pot să zic așa. Da, de off-road, da. Dar până să ajungi să fii cunoscut ca reporter, tu ai fost DJ. Asta e o chestie... Am lucrat în radio, un da, pic mai... Mă rog, da, ai lucrat în radio, DJ, acum da, sună eram modern. Da, DJ, puneam muzică, la vremea aia, așa, asta e o chestie program. Mai puțin cunoscută, nu? Inclusiv da, faptul da. Că făceai la un moment dat naveta București-Buzău, da, da, da. Ca să lucrezi în weekend la radio, păi când erai student. În primul an de facultate am lucrat la un radio, am lucrat pro bono, că nu știu dacă am primit vreun leu, la un radio din provincie și îmi plăcea atât de tare și mă duceam de vineri până duminică. Și norocul meu a fost că la un moment dat un radio la care lucram a fost vândut și noul proprietar a adus o echipă de la București, Vlad Pufu de la evenimentul zilei, Buzoian și el, și Claudiu Săftoiu, fost șef la SIE, jurnalist, fost șef la TVR și au venit să facă... ordine la radioul respectiv, să vadă cine rămâne, cine pleacă, să vadă cam care e nivelul. Omul care cumpărase radio voia să cunoască asta. Și am fost acolo la interviu și băieții ăștia m-au întrebat, cum tu ești student la București și faci naveta să vii așa? Da. Păi și nu vrei să lucrezi în București? Bă, da, că... Adică era dubios, știi, să alerg dinspre București, spre Buzău. Și în condițiile în care eu eram full-time la București. Și așa am ajuns la Radio 2 în plus, care era radioul lui Tele7 ABC, unde Claudiu Săftoiu era redactor șef. Și am lucrat acolo, am făcut știri, am lucrat la agenția de presă, am fost reporter de politic, am lucrat pe UDMR, pe UNR și PRM, dacă îți vine să crezi. Și ți-au și dat niște partide așa da, care se înțelegeau da, între ele ca șoarecele da, și pisica. Și mă înjura Vadim, m-a înjurat de câteva ori, pentru că la radio Claudiu Săftoiu avea o pastilă care se transmitea și pe Tele7 și se lua de Vadim și în secunda 2, cred că aveam 19 ani, ceva în genul 18-19 ani, și zicea, cine-i de la 2 în plus sau de la Tele7? Și mă ridicam eu cu o căprioară între faruri, așa, mâine în simțiților, măi, cum ați râs? Și eu stăteam, mă uitam, eu nu ziceam nimic. Dar a fost interesant. A fost dar este că în 2022 totuși poți să treci la performanțe că ai fost înjurat de Vadim? Cu ghilimelele da, de rigoare. Da, m-a apărut pe prima pagină în România Mare, când m-a trimis odată, eram la TVR și m-a trimis TVR-ul cu Emil Constantinescu la Varna, cred că avea o întâlnire cu președintele bulgar. Îți dai seama, când eram în America nu m-ar fi trimis nimeni o vizită. Păi, eram trist, mă trimiteau la Varna. Știi, la că era mămălici chitătă. Exact, știi? Și m-am dus acolo și nu știu ce am scris eu și l-a deranjat pe tribun. Și m-a înjurat și am apărut pe prima pagină în România Mare. Și Alina Mungiu, care era șefa de... Era, am fost un pic amărât așa, pentru că nu mi se păruse o greșeală, adică respectasem, ziceam eu, normele și
fusesem echilibrat și așa mai departe. Nu era nimic debalansat, nu mi se părea nimic în neregulă și eram trist. Și Alina Mungiu m-a chemat la ea în birou, era redactor șef, era directorul departamentului de știri și mi-a zis: băi, ai apărut pe prima pagină în România Mare, te-am jurat tribunul, da mă, ești un om care contează. Și da, așa o fi, nu știu. Eu am fost trist. Și tot atunci cred că m-a înjurat, între ghilimele, în Ion Cristoiu, într-un editorial în Evenimentul Zilei. Și a fost o deziluzie, pentru că sugera cum că eu i-am luat partea lui Emil Constantinescu, un reportaj, și știu că am făcut rost de numărul lui și l-am sunat. A fost cea mai mare dezamăgire. Am zis, domnule, era luceafărul presei, EVZ vindea milioane de exemplare pe vremea aia. Și în editorial s-a luat de un reporter de la TVR. Nu mi-a dat numele, nu nimic, știi? Și când m-am văzut acolo, zic, mă, ia să-l sun eu pe omul. Și l-am sunat, domnule, dar nu... El se insinua că eu i-am ținut partea lui Emil Constantinescu, că am fost lingușitor, o mizerie. Și l-am sunat și am zis, domnul Cutare, am zis, domnule, așa, unde? Hai să-ți arăt reportajul, hai să-l mai vedem o dată împreună. Deci eu aveam vreo 20 de ani. Și marele maestru, în loc să spună, băi, pițifelnicule, asta e părerea mea... Și a cerut scuze. Și zic, păi, cum vine treaba asta, băi, nenică? Cer scuze la telefon cu un particular de 20 de ani și îl înjuri într-un milion de exemplare, nu? Și am zis, băi, nene, ce mare maestru e ăsta, mă, frate, care n-are sânge să explice unui puș de 20 de ani ce a greșit, dacă a greșit. Pentru că eu eram convins că n-am greșit și de-aia l-am și sunat să-l confrunt, să spun, băi, nene, spune-mă unde am greșit, că tu ești marele maestru, făcător de ziare, luceafărul presei românești, spune-mi și mie unde am greșit. Și el, în loc să vină să-mi explice unde am greșit, să-mi spună, bă, prietene, uite așa, 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 mă sunt tu peste 20 de ani, și a cerut scuze. Și am fost dezamăgit, am zis, dacă ăștia-s maestrii din presă, care în particular spun una și în public s-au încordat și arată mușchii, vai de presa noastră. În public mai nasc găinile și pui vii, nu? Nu, dar mă așteptam să-mi explice, legat știi, adică de evenimentul discuția zile. Dintr-un monstru sacru și un copil, când tu te înjuri pe copilul ăla, copilul are pretenția să-i spui unde a greșit și să... El, în loc să-mi explice, și-a cerut scuze. Și am zis, păi bun, și mai scrieți un editorial să vă cere scuze acum... Și ați îngropat vreodată Securea Războiului? Sau? Niciodată. Cred că mă urăște și acum, pentru că a venit la TVR acum câțiva ani și a făcut o conferință de presă care a lăsat impresia că el face un favor televiziunii publice că vine acolo și am scris și eu pe blog și s-a ofuscat, mi-a dat o replică, dar plină de trimiteri la Mațu Gros cu niște metafore de-astea... cu trimitere la tranzitul intestinal și nu mă așteptam la un maestru să fie atât de jos. Și am avut un schimb de replici eu pe blog, el pe blogul lui. I-am zis că mă rog la Dumnezeu să îmbătrânesc frumos. Asta a durut puțin. Nu știu dacă a durut, dar am fost dezamăgit. Pentru că mi s-a părut că e un om care se întoarce după cum bate vântul și... Și asta e. Am înțeles. Și asta e. Mă rog, a fost, îmi dau seama că pentru tine copilul care debuta în televiziune, că erai... Nu e că am trecut am trecut peste asta, dar am văzut, ți-am zis, a venit să lucreze la TVR și în conferința aia de presă, unde erau nume mari, era, mi se pare, și Dinescu, erau mulți. Dom'le, mie mi s-a părut că e așa, hai mă, că am venit să vă fac și vouă un... Și știu că m-am luat de el, că după ce am scris pe blog... M-a luat și m-a tăvălit el pe blogul lui și că nu știe cine sunt, că nu știe cu ce mă ocup, că el auzise de mine pe la antenă și eu citeam blogul și la un moment dat am văzut că scrie not cu 2N. Și i-am dat și eu o replică, i-am zis, maestre, dacă nu știți cine sunt, intrați în Siena, se scrie cu 2N, cum scrieți dumneavoastră în not, este serverul în care sunt imaginile din TVR. Și dacă intrați în Siena și dați căutarea de Lin Petrișor, o să vedeți cam cu ce m-am ocupat așa, o să vedeți pe unde am fost, cam, dacă ziceți că ați uitat. Că Siena se scrie cu 2N. Da. Și am dat și captură, cum scrieți dumneavoastră, not. Da. Deci ați scos și un pic, ați scos baionetele. Deci puțin. Nu cred că mă iubește, nu cred că mă iubește, dar nici eu nu-l iubesc absolut deloc. Dar Adelin în copilărie, Adelin adolescentul din Buzău, ce se vedea că va face când se va face mare? Habar, avea ce își dorea? Da, nu știu, voiam să mă fac procuror, da. Și văzând ce se întâmplă acum, cred că e totuși mai bine că sunt ziarist.
Da, voiam să mă fac procuror. Voiam să mă fac procuror. Îmi plăceau foarte mult cărțile polițiste. Citisem Agatha Christie, Sălcudeanu, Petru Petre sau Petre Sălcudeanu, cred că era un scriitor de poliție român. Nu din seria aia sunt inspirate niște filme, nu? Un bătrân și o lacrimă de fată scria... Erau cărți care mie îmi plăceau, știi? Agatha Christie, nu mai are rost să vorbim despre, și visam să mă fac procuror. Și nu m-am făcut procuror, m-am făcut ziarist, pentru că în liceu, în ultimul an de liceu, o colegă mi-a zis, băi, tu știi că, uite, caută DJ la un radio... Și m-am dus și eu pe acolo și erau doi patroni, unul m-a plăcut, altul nu m-a plăcut. Cel care m-a plăcut m-a luat sub aripa lui și m-a învățat să fac butoane și mă lăsa să lucrez noaptea ca să capăt experiență și ți-am povestit. S-au aranjat. Am ajuns la București. Ai ajuns la Tele 7 după aia. Tele 7, TVR, Antenă, Realitatea și TVR. Și după aia o surpriză. Da. Când cred că lumea te asociază foarte mult cu imaginea reporterului care, cum am zis la un pic mai devreme, merge în teren accidentat, cu ghilimele de rigoare. Ți-amintești când ai fost trimis, sau mă rog, ai plecat, că nu știu exact care e procedura, prima dată într-un loc periculos? În 96, în Liban, eram la Tele 7, am plecat cu Mișu Noghi, care acum e operator în TVR, și am plecat în Liban în înțelegere cu niște curzi să facem un interviu cu Abdullah Öcalan, care era căutat, era liderul PKK, acum e în închisoare în Turcia, era căutat, era considerat mare terorist și prin niște curzi din România am încercat noi să aranjăm un interviu care a eșuat, adică nu s-a materializat, însă am ajuns în Libanul de Sud, o bucată din Libanul de Sud la acea vreme era ocupată de Israel și am găsit foarte multă tensiune acolo, am făcut niște materiale cu cei din Hezbollah, am ajuns acolo la scurt timp după ce izraelienii bombardaseră un adăpost în care muriseră foarte mulți civili și cei de la ONU se agitau în zonă, am făcut un reportaj acolo și mi s-a părut foarte interesant și asta a fost. Dar cum a fost când ai pregătit plecarea asta, știind că te duci într-un loc unde nu e plin de florării și cafenele? Am fost atât de inconștient. Deci în 96, gândește-te că aveam, am plecat în primăvară, aveam 20 de ani. Eram flower power. Ți-aduce aminte desenele alea animate cu Ferdinand Tăurașul care mirosea flori? Da. Așa era, nu aveam ce treabă. Deci am plecat ca un inconștient. Și cum te-ai întors de acolo? Ai deschis un pic mai tare ochii. Da. Păi mi-aduc aminte că la un moment dat făceam pe fâșie un stand-up, adică reporterul vorbește în fața camerei cu Mișu, operator, și Mișu îmi zicea, băi, mai la stânga, mai la dreapta. Că nu-i plăcea cadrul. Și la un moment dat a venit un om la noi și a strigat ceva în arabă, a văzut că vorbim altă limbă și mi-a zis în engleză. E teren minat acolo, nu vă mai mișcați așa de colo-colo. Și știi, și am înghețat. Eram două floricele. Și eu și Mișu noi. Mi-au aminte că n-aveam bani, deci am plecat, ne-a dat patronul la limită bani și n-aveam diurnă. Și mâncam o șaorma pe zi și beam o cutie de Pepsi. Deci, ai fost deschizător de drumuri. Nu, da, cred că la vremea... Nu cred că la vremea aia kebabul sau șaorma era. Nu, 96, dai seama, da. Deci atâta, aveam bani de o șaorma pe zi și mi-aduc aminte că avuseseră ceva probleme cu sinucigași. Libanul tocmai se refăcea după războiul civil de 20 de ani și încă mai erau probleme și ne-am dus pe strada principală să vedem un film. Și am văzut un film și eram noi doi în sală. Și la un moment dat a mai intrat cineva și Mișu noi zice că băi, cred că e sinucigașul, dar nu cred că se detonează pentru că sunt doar doi proști, n-are rost, știi? Glume de tâmpiți, da. Lume de tâmpiți, dar ai luat toată, începe un drum pe care ai continuat ani de zile, să spun așa, că pe lângă reportaje în țară, ok, care bineînțeles sunt și alea, merită partea leului, să spun așa, dar tu ești unul dintre puținii români, mă refer contemporan, da, de zeci de ani încoace,
care a experimentat războaie, în adevăratul sens al cuvântului. Exceptăm militarii și cei care pleacă cu misiuni în teatre de operațiuni, tu ești unul dintre cei care a fost acolo și a stat în zone foarte fierbinți. Și poate pentru mulți e greu de înțeles, așa din exterior. Când spui în România, care e un loc foarte sigur față de alte zone de pe glob, să spui că am fost în perimetrul unui război, să spun așa. E o parte foarte frumoasă a jurnalismului și foarte ușoară. Ușoară pentru că într-o zonă de conflict găsești povești cu duiumul foarte repede. Adică, după părerea mea, e mult mai complicat să faci jurnalist de investigație, să anchetezi, să scoți, să tragi, să cauți. E mult mai greu să faci asta decât jurnalist de război. Să-ți faci niște dușmani când te apuci acolo și sap, te duci, nu? Și găsești povești. Adică, după părerea mea, adică eu așa am considerat întotdeauna că meseria mea e cea mai ușoară din breazlă, pentru că te duci acolo și poveștile te caută pe tine, nu le cauți tu pe ele. Da, da, asta cu riscul să te expui, nu? Foarte mult. Nu poți să faci duș fără să te uzi. Adică exact. Asta. Nu poți să, știi, să faci jurnalist de război fără să te duci la război. Dar, per total, mie mi se pare că găsești povești pe care nu le găsești în altă parte, mult mai ușor decât găsesc alți jurnaliști și poți să spui publicului niște povești cu adevărat extraordinare. Și e foarte ușor să le documentezi în zona de război, pentru că oamenii acolo sunt atât de preocupați să reziste încă o zi, încât n-au timp de teatre, de teatru, de, știi, de convenții sociale, să dăm așa că dă bine. Nu, omul acolo îți spune ce simte, îți spune ce trăiește, e mult mai ușor de făcut o poveste în zona asta. Și poveștile de acolo sunt mult mai dure și ajung mult mai repede la oameni. Poate că și de asta eu sunt mai cunoscut decât alți colegi din Breazlă, pentru că poveștile astea au emoționat mai mult și oamenii m-au văzut în Irak. Am avut norocul să prind anii 2000, care au fost anii de aur pentru presa românească. Aveam milioane de telespectatori la televizor, ceea ce astăzi la știri nu prea mai găsești, foarte puțin. Și aveam milioane de telespectatori. Și s-a suprapus cu niște... Atunci eu am conflicte, fost în Irak, să spun așa. Am fost singurul jurnalist român, singurul reporter român în Irak, în Cât timpul războiului. O lună. Dar am fost singurii la Bagdad, eu și Florin Dobre, cu care am fost coleg ulterior la TVR. Atunci eram la antenă și am transmis din Bagdad. Eram singurii reporteri români, eu reporter, el cameraman. Și hai să clarificăm momentul în care în Bagdad cădeau niște bombe. Da, ca cădeau bombe, făceam stand-up, că la un moment dat un coleg de redacție, fără să vreau, l-am surprins într-o discuție care zice, ce dracu a făcut mă și fraierul ăla? Stăteam balcon și în spate cădeau niște bombe. Știi? Și m-a bușit râsul, n-am zis nimic, el a văzut că l-am văzut, a venit la mine, bă, că îmi pare rău, că mă dădeam și o mare, că erau niște gagici acolo. Zic, bă, dar nu e, într-adevăr, nu e mare lucru. Adică noi fix, la un moment dat, stăteam, că nu ne lăsau irachienii să ieșim, stăteam într-un balcon și la 700-800 de metri în spate cădeau tomahawk-uri. Păi nu, dacă scapi cu viață, nu e mare lucru. Când venea tomahawk-ul pe finală, l-auzeai și când lovea palatul lui Saddam Hussein, care, repet, era la sub un kilometru distanță, se mișca hotelul Palestina în care eram, de parcă era un cutremur de la serios. Și de câteva ori mi-aduc aminte că odată l-am prins pe Dobre în baie, pe WC-ul, și ne-am trezit pe culoar, toți jurnaliștii ieșiți pe hol, și Dobre era cu izmenele în vine, așa de repede ieșise din casă. Da, nu e mare lucru, poate că alții care ar fi fost în locul nostru acolo, poate că ar fi făcut mai mult, dar noi am fost acolo și a fost și meritul nostru că ne-am luptat, adică nu ne-am dus acolo pentru că ne-a trimis cineva, ne-am dus acolo pentru că ne-am luptat, a fost foarte greu de luat viza. Am luat viză tocmai pentru că într-o călătorie anterioară îl cunoscusem pe un nepot de-al lui Saddam Hussein, care era șeful presei din Irak, și am făcut cu el un interviu și cu Nick Robertson de la CNN, tocmai spuneam de balansarea poveștii, știi? Cum vede Nick Robertson, care era la CNN, transmisiunea din Irak, cât de greu e, și cum vede șeful presei din Irak presa. Și omul ăla ne-a ajutat să luăm viză și să mergem în martie, când a început războiul, la sfârșitul lui martie, începutul lui aprilie. Și atunci, da, e ușor să te duci pe un balcon și să transmiți un război, dar e greu să-ți faci rost de viză, e greu să-ți lupți să-ți convingi șefii să bage sute de mii de euro
Transmisiunile de acolo au costat peste 100.000 de euro. 10 minute de satelit costau cam 5.000 de dolari. Cred că antena pentru deplasarea a plătit mult peste 100.000 de euro. Deci nu e ușor să-ți convingi șefii să bage bani în așa ceva. Dacă te-ar teleporta cineva pe balcon, da, probabil că ar fi ușor. Însă dacă stai să te gândești cât de greu e să ajungi pe balconul ăla, că trebuie să-ți dorești să ajungi pe balconul ăla. În ziua de astăzi am întâlnit jurnaliști care ar vrea să fie cunoscuți, dacă se poate, de acasă, să muncească pentru remote. Profilul de Instagram, poți să zic asta? Da, dacă să lucreze de acasă, să nu-i deranjezi foarte tare, să stea liniștiți, să fie cunoscuți, eventual, pentru că le pui tu la publicitate poza într-o închenar acolo și... de acasă totul e ușor. De pe canapea e foarte simplu orice meserie. E foarte simplă orice meserie. Și am observat că... Și de la tastatură când comentezi ce face cineva e foarte simplu. Pe internet, dacă urmărești cu oarecare atenție, o să vezi că românul se pricepe cel mai bine la meseria altuia. Nici de cum la meseria lui. La meseria lui nici n-are relevanță. Știe cât de prost e Hagi, între ghilimele, ca fotbalist sau ca antrenor, știe cât de ușor trebuia să dea gol nu știu cine în momentul ăla, știe cât de prost e reporterul care face nu știu ce și cum putea să facă mult mai mult. De acasă și de pe canapea și de pe fotoliu totul e ușor. Când îi pui pe băieți însemnând oameni în general, băieți, fete, să facă treabă, o să vezi că 3/4 dintre ei sunt ocupați, nu mai pot să vin, știi cum e, la dat din gură ne pricepem toți, când e să punem mâna pe lopată să dezăpezim trotuarul, ne întâlnim doi. Da, hai să zic eu, când pleci reporter într-un teatru de operațiuni, zic bine, că așa e. Într-o zonă de război. Într-o zonă de război. Asta cu teatru, zonă de război. MAPN-ul are complicațiile astea. Când pleci reporter într-o zonă de război, și sunt cazuri, nu e că acum fabulăm sau asta, nu e obligatoriu să te mai și întorci. Reporter sau cameraman. Au fost oameni mulți care au murit. Asta vreau să zic. Adică bine, nu poți să mori și pe DN1. Adică nu, fără doar și poate. Dar riscul când pleci acolo e mai mare decât atunci când mergi pe stradă și faci un stand-up într-o intersecție. Da, frate, dar nu te obligă nimeni. Așa adică, este, dar voiam să zic că nu e o glumă. Știi? Adică tu ți-ai asumat. Dar nu te obligă nimeni. Ți-asume asta și îți faci treaba. Nu cred nici în ziariștii care se plâng la televizor cât de greu le e. Pentru că asta poți să o scrii în cărțile tale. Să o spui pe blog, dar nu la televizor. Pentru că nu te obligă nimeni să te duci acolo. Te duci acolo pentru că vrei să te duci și vrei să spui povești. Atunci îți asumi și lucrurile astea. Mi-aduc aminte că eram la Realitatea și un coleg a fost în Haiti la cutremur și povestea într-o transmisiune cât de greu i-a fost lui, că mănâncă salam, că așa. Și l-a sunat directorul Sergiu Toader și a zis, băi, prostule, nu interesează pe nimeni cât de greu ți-e ție. Pe noi ne interesează cât de greu le e oamenilor, lor, de acolo, care nici salam n-au. Exact. Adică transmisiunea nu e despre tine, e despre cei de acolo. Că tu ești în pericol, e problema ta, frate. Adică ți-ai luat lucrurile, vin la pachet. Tu ai vrut să faci asta. Da. Nu te-a obligat nimeni, nu te-a trimis nimeni cu forța. Păstrează pentru memorii partea asta, cât de greu sau cât de ușor a fost, știi? Da, de exemplu, când pleci tu ca reporter, nu neapărat tu, să zicem reporterul și cameramanul, e o chestie asumată și cumva și la nivel de carieră ai o experiență pe care poți să... Clar, ca aveți experiență. Dar cât de greu este pentru familiile celor care pleacă, că ai experimentat și chestia asta. Probabil și aici... că e cel mai greu. Adică cred că mi-ar fi mai greu să stau acasă și să știu că cineva din familia mea a plecat să transmită din, nu știu, Irak, Afganistan, Siria. De asta te Siria, întreb, că sunt sigur că e foarte Somalia, complicat. Dar e mult mai greu pentru ai tăi. Și lucrurile au devenit mai complicate și am fost mai conștient de asta după ce a apărut Smaranda. Primul război în care am fost după ce s-a născut Smaranda a fost, în Libia. Libia, Gaddafi lupta cu rebelii și... Mi-a fost deja, adică deja vedeam lucrurile ușor altfel. Te gândeai de două ori la unele chestii, nu? Deja vedeam lucrurile ușor altfel și mă bucur foarte mult că am început de tânăr meseria asta, pentru că dacă ar fi să o începe la 45 de ani, cred că n-ai începe. Adică... Sau nu așa de periculos, mult mai nu? Multe, nu să zic meseria asta de să mergi în zone de risc. Te gândești de mai multe ori, devii mult mai precaut, ești mult mai atent. Am fost în Siria anul trecut, în noiembrie, într-una din cele mai periculoase zone. Și
e altfel, adică vezi altfel lucrurile. Și mi-aduc aminte cum mă duceam în Irak în plin război în 2003. Adică, într-un fel, te arunci cu capul înainte la 20 de ani și în alt fel la 40. Dacă ar fi fost să încep meseria asta la 40 și, cred că n-aș fi făcut. E la fel ca sporturile extreme. Mie îmi place, mă dau cu placa și urmăresc oamenii care se dau cu placa, sunt fan Shaun White, îl urmăresc pe Instagram și uite, se retrage, a anunțat că e, cred că e a treia olimpiadă la el și se retrage, nu mai merge. E un om de 35 de ani, se apropie de 40 de ani. E, cred că dacă ar fi să te apuci să te arunci în cap pe halfpipe la 30 de ani, n-ai face. Da. Când începi să faci asta de la 17 ani, îți trebuie nebunia de adolescent, nu? Nu ai resorturile care să te oprească, n-ai nicio frână, te arunci în cap fără nicio problemă. Așa e și cu meseria asta. Exact ca halfpipe-ul sau ca big air la snowboarding sau slopestyle sau unde vrei tu, unde vezi pe aia că se aruncă în cap. Deci, dacă începi de tânăr, faci și la 27 de ani și la... Dacă te apuci la 27, oricât de bun ai fi fizic, eu cred că ai atât de multe frâne, dar n-ai doza de nebunie. Nu o să faci performanță. Exact. Performanța în sportul extrem sau în jurnalismul de zonă de conflict, cred că o faci și datorită faptului că te arunci înainte ca o floricică, ți-am zis, fără să ai nicio frână, nici... Mi-aduc aminte, în 2003 eram cu Florin Dobre și în Irak și ajunseserăm de o zi, au început bombardamentele cam la două zile și ne sună Coșarcă, era șef la știri și prezentator la Observator la Antena 1 și ne sună și ce, băi, s-au retras toate ambasadele, ambasada română nu mai erau României, toți se retrăseseră. Sunteți pe cont propriu, nu? Erau și televiziuni care s-au retras și mi-au zis, bă, noi am hotărât aici așa să vă retragem, că ar fi bine să veniți, că e periculos, că nu știu. Și am închis telefonul și am vorbit cu Dobre. Băi, Dobre, nu știu, Dobre, zic, băi, ești tâmpit la cap, păi cum? Suntem singurii care avem viză și care suntem aici. Păi n-ar fi cea mai mare lașitate să plecăm. Eu trebuia să mă consult cu el și am zis, bă, de acord cu tine, bate Cuba, rămânem aici. Și am zis, bă, nu se poate, Radule, e complicat. Și am rămas, așa am rămas acolo. Omul a fost foarte ferm și ne-a zis, bă, e pericol și așa. Și atunci, ca să ne ajute într-un fel, că n-aveam nici buget ca celelalte televiziuni, Antena a vorbit la nivel mare, la Londra, cu BBC, și cei de la BBC au zis, băi, putem să vă ajutăm în caz de trebuie să fugim, îi luăm și pe ei. Că ei aveau echipă de 20-30 de oameni, cu mulți bani, cu capacitate, știi, oameni de calibru. Și atunci asta a fost plasa noastră de siguranță. Dacă, Doamne ferește, lucrurile scapă de sub control, ce înseamnă să scape lucrurile de sub control într-o zonă de război, scapă în fiecare zi. Și așa, să devină hotelul vostru țintă. Pentru BBC, nu o să uit, transmitea Reggie Omar, cu care am rămas în relații foarte bune. Reggie Omar, care ulterior a plecat la Jazeera English, un tip senzațional, un reporter tânăr, cred că avea vreo 30 ceva de ani, ceea ce pentru BBC e... John Simpson transmite și acum și are 70 și... Da, și ne-au ajutat din punct de vedere logistic, mai stăteam pe lângă ei, mai... și asta era plasa noastră de siguranță. Dacă e să fugă, ne luau și pe noi, ceea ce... Da, sigur au existat momente, nu știu acum dacă ai ști să-mi zici, mă rog, să punctez unul singur, dar cele mai periculoase momente. Nu știu, n-am făcut un top de ăsta. Sau unul care la limită, am povestit și în carte, în războaiele mele, am avut în Liban... rachete care au căzut lângă mașină la câțiva metri, dar nu știam, Jecui îmi zicea să accelerez, sporul încea să frânez, el era în dreapta, operatorul. Rachete care, dacă nu ar fi căzut în stânga mașinii cum mergeam noi și ar fi căzut în dreapta câțiva metri, ne-ar fi împroșcat de schije, ne-ar fi făcut țândări. Și asta nu e un joc pe calculator, trebuie să punctăm asta, asta e realitatea prin care ai trecut. Și din față venea un jeep al unor militari, un jeep militar israelian și era să ne ciognim pentru că și ăia erau, nu înțelegeau încotro să o ia. Eram la graniță undeva, tocmai veniserăm din Liban. Ca să-ți dai seama cât de idioți eram, treceam cu mașină închiriată din Israel, treceam fraudulos frontiera în Liban ca să filmăm zonele în care se duceau lupte între Tzahal și luptătorii Hezbollah.
și ne întorceam și în momentul în care ne-am întors, suna goarna aia. Era o goarnă care anunța iminența unui atac cu rachete. Știi, pentru că au un radar care sesizează apropierea. Și de sirenă, așa, pentru cei care au prins. Și cum conduceam așa gecuice, cum ar fi Petre? Era ultima zi, în cea Petre. Cum ar fi Petre în ultima zi? Eram de vreo 3 săptămâni acolo, ce, să ne cadă o rachetă în cap acum, în ultima zi. Deci noi plecam acasă a doua zi. Și a fost atâta să ne... Da. Atât a fost. Hai să luăm așa, nu neapărat cronologic, dar să punctăm în ce zone de război ai fost. Că sunt câteva, ai emitit parte din ele, dar să încercăm să trecem prin toate așa. Fosta Iugoslavie, Kosovo, am fost în Belgrad în timpul bombardamentelor în 99 pentru TVR, Irak, Liban, Israel, 2006 în luptele cu Hezbollahul, în Algeria când aveau probleme în 98, aveau probleme cu teroriștii. Primăvara arabă, am fost în Libia, în Tunisia, am fost în Egipt, la căderea lui Mubarak, am fost în Afganistan de foarte multe ori, am fost în Irak de foarte multe ori, am transmis din Siria și cu regimul, dar și de partea rebelilor. Am fost cel mai recent, am fost anul trecut în Siria, în noiembrie, în zona de nord-est, zona controlată de curzi. Am fost la Guantanamo, în închisoarea americană, am filmat în 2006, am fost primul român care a filmat acolo, au mai fost ulterior vreo 2 jurnaliști care au filmat, de la radio, cred că, și o fată de la Realitatea. A fost o fată de la radio și o fată de la Realitatea, au fost vreo 2. Două echipe din România. Noi, cred că, prin 2006 am filmat în Guantanamo. Am fost în Iran, am transmis din Iran, am făcut reportaje în Iran. Nu e o zonă de conflict, dar e o țară interesantă și o zonă conflictuală, ca să zic așa. E o zonă deosebită. Cât de complicat e să vezi într-o zonă de război? Ok, dacă vezi militari și asta e misiunea lor, dar cât de complicat este să vezi oameni cu adevărat neajutorați? Păi care... civilii suferă cel mai mult. Exact, și cel mai asta. Mult întotdeauna că ei poate sunt prinși la poveștile mijloc. Lor nu ajung tot timpul la suprafață. Păi asta e meseria ta, să te duci să le spui poveștile, să spui poveștile oamenilor lor. Și foarte mult suferă copiii. Foarte mult suferă copiii. Mi-aduc aminte că am filmat o dată prin 2007 sau 2008 în Irak. Era undeva la sud de Bagdad. Era un tată care venise la americani, eram embedded cu militari americani, venise la americani cu un copil care avea, cred că, vreo 4-5 ani, care avea anus contra naturii, adică își făcea nevoile printr-un tub scos în abdomen. Și tubul ăla, zona aia se infectase, era plină de puroi. Și copilul risca să moară de septicemie și l-a dusese la americani și e cu lacrimi în ochi, i-a rugat să-l opereze. Americanii au zis, ok, te operăm, dar omul, am făcut o poveste cu el și el mi-a zis drama prin care trecea. Deci el, dacă, pentru că a venit la americani, era acum pe lista neagră a insurgenței, că era colaboraționist și toată familia era în pericol, avea vreo 3-4 copii. Și el mi-a zis așa, imaginează-ți că ești părinte și că trebuie să alegi între viața copilului tău care are septicemie și e gata să moară și viața tuturor din familie. Și cu toate astea, el a ales și a venit să-și facă bine copilul la americani, punându-și în pericol toată familia. Gândește-te cât de ce demență, cum poți să alegi așa ceva și cât de greu e pentru un părinte să facă alegerea asta. Ei, astea sunt poveștile din zonele de război pe care cei care se duc acolo pot să le spună. Nu, sunt 6 tancuri, 10 tancuri, americanii au pus 3 bombe, irachienii au pus 6 bombe, au murit 3 soldați, au murit 6 soldați. Astea sunt pistol cu apă. Astea... Tocmai de asta te-am întrebat, pentru că tu ai văzut drame adevărate, dacă pot să spun asta, nu cum... Omul modern câteodată tinde să dramatizeze chestii care n-au nicio legătură cu dramele. Noi ne plângem că avem rata exact, prea mare, că exact. Ne doare... Uneori te plângi și că n-ai găsit ai nu știu doar ce un loc de obiect vestimentar. Ai două locuri de parcare și te-ai luat iPhone 12, nu iPhone 13. Tu ai văzut drame adevărate. M-a ajutat foarte mult în viață meseria. Pentru că de câte ori vin la otopeni după Siria, după Liban, după Libia... văd altfel lumea și Bucureștiul, știi? Mie, văd lucrurile bune din țară, văd, băi nene, e liniște, suntem o țară sigură. Văd verdele de la otopeni și mă bucură că văd verdeață și... Adică, cred că m-a echilibrat foarte mult meseria asta,
pentru că văzând drame adevărate, am putut să iau mai ușor și să trec mai ușor peste marile drame, între ghilimele, ale vieții dintr-o țară ca România, din Uniunea Europeană. Știi? Chiar dacă nu suntem noi Germania, avem confortul la care alții nici nu visează. Contează mult la ce ne raportăm, păi, nu? Dacă te arăt unde am dormit în Siria anul trecut și ale erau condiții mega bune, alți oameni de acolo nici nu... Dacă ți arăt cum arăta camera aia de hotel și cum arăta hotelul și cum arăta și erau condiții de lux, gândește-te cum trăiesc oamenii și gândește-te cât de bine trăiești aici. Cred că e suficient să ne gândim ce mănâncă unii într-o zonă. N-aveau ce mânca. Adică am experimentat-o okay, eu în Irak. Într-un am fel mâncat sau. Pui 3 săptămâni în linie, pentru că aveam un șofer de baci care făcea rost de pui la rotisor, dar în rest n-am mâncat nimic. Am mâncat pui și am băut lapte. Nici apă nu mai aveam la un moment dat. Și beam lapte de vacă și mâncam pui. După Irak, după 2003, eu n-am mâncat pui, cred că vreo 2 ani. Că nu mai putem să vă pui. Și mâncam o dată pe zi. Ne aduceam un pui de la mare la rotisor și aia era toată mâncarea. Norocul nostru a fost că în camera în care am stat, până la un punct am avut apă plată și biscuiți. Pentru că era camera celor... Un prieten de la APTN, ei și-au retras o parte din echipă când ți-am povestit că sunase coșarcă să ne retragem. Au rămas cu mai puțini, nu s-au retras definitiv, dar mulți au plecat. Ei, și așa am făcut rost de camera aia liberă, că nu găseam cameră în primul rând, și camera aia erau biscuiții și apa. Și m-am dus și am zis, băi, prietene, voi, lasă-mă, că erau pentru noi, le luați voi, n-aveți treabă. Și așa ne mai completam masă. Și în rest, un pui la rotisor pe zi pentru mine și pentru Florin Dobre. Deci, cred că vreo 2 ani n-am mâncat pui, nu puteam să văd pui. Adică, ei, imaginează-ți oamenii simpli. Eu aveam bani, aveam un om care se descurca, îi dădeam bani. Omul simplu, ce mânca? O să te întreb, da, un pic mai încolo și de Coreea de Nord, că aia vreau să-i dedicăm câteva minute special. Până atunci vreau să îmi zici, pentru că știu că ai avut parte pe lângă plimbările astea cu ghilimele de rigoare prin zone periculoase, ai făcut și câteva interviuri cu adevărat tari, să spun așa, dar cu personalități, personaje și personalități. Tu ești din industria auto, o să mă întreb de Rossi. Nu, glumesc. Vreau să te las pe tine să punctez oameni cu care ai stat one-on-one și pe care i-ai simțit așa. Rossi e unul dintre ei, pentru că eram motociclist și îmi plăcea să mă dau cu motocicleta, am vrut să-l întâlnesc și să fac un interviu și cred că a fost primul pentru România sau pentru televiziune din România, sigur. Și l-am dat la antenă. Da, dar asta a fost un om care știa să marketeze și să vândă foarte bine. Dar ai avut și interviuri cu oameni grei, da? Da, dar nu era ușor de ajuns nici la Rossi. Nu, avea atâtea sute de cere și când vii din România și zici... Okay. Eu mă refer strict la interacțiunea one-on-one, nu cum ajungi. Da. Ai stat lângă personaje ale istoriei, ad literam, da? Ai stat lângă Yasser Arafat. Da. Sunt al doilea român care a făcut... Am fost al doilea român care l-a întâlnit pe Arafat și a făcut interviu cu el. Prima a fost doamna Miora Roman înainte de 89. Al doilea am fost eu după Revoluție. Imediat eram corespondentul TVR în Ierusalim, în Israel și Palestina, teritoriile palestiniene. Pentru cine nu știe, cine a fost Yasser Arafat? A fost liderul palestinian care s-a transformat din cel mai căutat terorist în anii 80 în laureat al Premiului Nobel pentru Pace. Deci un personaj greu. Controversat, dar iubit de foarte mulți palestinieni, urât de alții, contestat și înjurat de mulți. Un om puternic, care a făcut și lucruri bune, dar a făcut și lucruri rele. Un personaj controversat, pentru că el și în interviu cu mine, îl întrebam, băi nene, dar aveți sinucigașii care se detonează? Nu pot, nu sunt, eu nu-i controlez. N-am. Adică un om care... are multe părți obscure în CV. Are, că CV-ul lui e discutat în continuare. Omul e foarte important. Istoric rămâne acolo. Și discutat în continuare. Da, am făcut interviul ăsta cu Yasser Arafat în 2002, în condiții foarte urâte. El era încercuit de armata israeliană și era izolat de vreo lună în Mucata, cartierul lui General din Cisjordania, și eu n-aveam operator, eu am filmat, eu am întrebat, eu am mers, am intrat foarte greu acolo, era zonă de război, n-aveai voie să intri dacă te alergau și unii și alții, adică era foarte complicat. Am intrat cu un prieten palestinian, fotograf, care știa regiunea, știa zona, era de acolo din Cisjordania, și am făcut un interviu
foarte apreciat la vremea aia în România și la TVR. Șefii mei, când le ceream spațiu de satelit, când le-am cerut spațiu de satelit, prima dată nu m-au crezut, au zis, hai mă, faci glume cu noi, că înaintea mea fuseseră acolo cei de la Associated Press și cred că de la CNN. Am fost a treia televiziune care a intrat la el. Și a fost interesant. Am făcut un interviu, iarăși foarte interesant, și cu un om care cred că a dat până în 10 interviuri pentru presa occidentală, liderul spiritual al Hezbollah, Mohammed Fadala, Ayatollah, a murit, l-a omorât o pneumonie. Dar om care fusese vizat de CIA, era pe lista neagră a CIA, scăpase din atentate, foarte, 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 iarăși un personaj controversat, lider spiritual al unei grupări teroriste, în același timp însă unul dintre puținii clerici șiiți care vorbeau despre egalitatea femeii cu bărbatul, adică un lucru, dar un personaj controversat, un om care a dat binecuvântare sinucigașilor care în 80 și ceva s-au detonat și au omorât militari americani în Beirut, adică personaje ale istoriei, da. Am făcut un interviu cu un lider Al-Qaeda care fusese implicat în loviturile teroriste de la Londra și care a amenințat cu subiect și predicat România și Bulgaria cu atacuri teroriste prin 2014 și l-am găsit undeva la granița cu Siria, în Liban, și am făcut un interviu cu el prin 2014 și l-am dat în direct l-am dat la TVR. Da, am făcut interviu cu generalul Hayden, singurul general de 4 stele care a condus și NSA-ul american și CIA-ul american. Da, cred că da. Cam asta. Un pic mai complicate decât un interviu oarecare, să zic așa. Nu știu, știi cum e. Întotdeauna se întâmplă. Dacă l-ar fi făcut alții, poate l-ar fi făcut mult mai bine. Dar până s-a ajuns să le faci. Problema e că nu? Trebuie să lupți ca să le faci. Eu cred că m-a ajutat foarte mult că am venit dintr-o țară mică. Eu dacă aș fi lucrat la o televiziune mare, nu eu aș fi fost cel care s-ar fi luptat pentru interviuri. Cristiana Mampur nu sună ea, nu pune ea mâna pe telefon, ea are producător, talentul, cum e numit ăla, reporterul care face interviul, el se ocupă de interviu, el are un producător, nu reporterul. Ori noi, neavând o echipă așa de mare, tu trebuie să suni să-ți aranjezi interviul, tu trebuie să-ți găsești sponsorizare când televiziunea ta n-are bani să-ți dea, și nu de puține ori am pățit asta. Și atunci, faptul că vii dintr-o țară mică, tu dacă îl vezi ca pe un handicap, na, faci nimic, te îngropi și mori. Trebuie să-l vezi ca pe un lucru pozitiv care te ajută să te dezvolți pe multe planuri. Pentru că eu sunt obligat să fac și meseria altuia. Dacă aș lucra într-o televiziune puternică, mare, serioasă, eu aș fi talent și atâta tot. Aș avea un producător tare, aș avea în spate o echipă. Ori eu când plec într-o deplasare, sunt eu și operatorul. Și eu mă ocup de bani, de chitanțe, ca să nu ne aresteze contabilitatea când ne întoarcem, de deconturi, de aranjat editorial ce fac acolo, de vorbit în materie de securitate, să nu murim ca proștii, să ne întoarcem acasă, să văd cum facem. Și toate lucrurile astea, în afară de imagine, pică pe mine. Și atunci niciodată n-am zis, băi, nene, ce greu e, ci m-am gândit, băi, nene, uite, ai posibilitatea să te dezvolți pe mai multe planuri. Adică trebuie să iei partea, știi cum e, partea plină sau goala paharului. Aminteai la începutul discuției, când te-am dus în zona Smaranda, de golf, că îți place să joci golf. N-am mai jucat în 2010. Că îți plăcea să joci, dar ți-ar plăcea așa acum să ai timp să joci. Am zis să mă duc, trebuie să-mi iau crosele și să mă duc odată. Claburile. Atât am învățat și eu că nu-s crosele, sunt claburi. Crosele în limba română. Îți place să joci golf, îți place să te dai cu snowboard-ul? Aia îmi place și mă dau foarte mult. Am ani cu 4-500 de kilometri pe placă. Din nefericire a venit pandemia și am cam 80-100 în fiecare an. Da, deci ești cumva activ în zone dintre astea și ai mai amintit, și acum vreau să mergem acolo, de o carte pe care ai scris-o, dar care nu-i singura. Nu, am scris vreo două cărți și am scos vreo două albume foto. Hai să le trecem în revistă, ca să 2010... spun așa, ca la radio, dacă se poate. În 2010, Războaiele mele, și se numește așa pentru că este o carte despre războaiele din care eu am transmis, dar și despre războaiele pe care eu le-am avut cu șefii pe care trebuie să-i conving să mă lase acolo, despre războaiele pe care le-am avut încercând să găsesc bani pentru deplasările acolo. De asta se numește cartea Războaiele mele. Și pot să zic eu titlul celei de-a doua?
pentru că este genial din punctul meu de vedere și o să mergem în Coreea de Nord, că aș vrea să punctăm, da, țara cu un singur gras. Da, este un titlu absolut fabulos. Da. Și poate pare o glumă pentru cei care sunt rupți de realitate, dar e numai din titlu, e foarte mult adevăr în titlul ăla. E o metaforă unei țări în care se moare de foame și în care liderii trăiesc pe picior mare, dictatorii. Și de acolo ai și un album foto. De acolo am și un album foto și am și niște fotografii premiate la un mare concurs de fotografie la Los Angeles. Tu nefiind fotograf. Eu nefiind. Hai să spunem și pe asta. Am și câștigat editorial non-pro, adică secțiunea de neprofesioniști, de amatori, pentru că eu nu trăiesc din fotografie, dar am câștigat editorial non-pro la Los Angeles în 2012, Lucy Awards, și am fost nominalizat la descoperirea anului. Au fost 5 nominalizați, e câștigat o ucraineancă, dar am fost unul dintre nominalizați pentru descoperirea anului. Și al doilea album foto? Și al doilea album foto a fost de fapt primul, l-am scos la Humanitas, cred că prin 2007, se numește Corespondent de Război și sunt fotografii din multe zone de război în care am fost, Irak, Liban, Afganistan. Și deci cam lumea poate să te aibă în bibliotecă sau să te găsească la bibliotecă. Da, și am fost publicat și afară, la Seul, în 2016, cea mai mare editură, Holim se numește, de acolo, a publicat albumul meu din Coreea de Nord. Dar ei au așa un balet cu Coreea de Nord, nu vor să-i supere fiind aceea, știi, au așa. Și titlul se numește A Weekend in Pyongyang. Și m-am certat cu ei mult pe titlu, știi, și am zis, băi nene, ce trebuie cu ce titlu e ăsta, știi, adică în România se numește Coreea un lagăr cât o țară. Coreea de Nord, un lagăr cât o țară. Și ei au zis, nu putem să, political, it's too political for us. Și atunci și-au zis, un weekend în Pyongyang, Pyongyang, știi, și am zis, băi nene, dar a fost tare, adică m-am bucurat tare mult că... Deci cartea se vinde pe Amazon în engleză. Am văzut-o în Australia într-o librărie. E în engleză și în coreană. În engleză și în coreană. Am văzut-o în Australia într-o librărie la un moment dat. M-am bucurat. Ce tare! Și vă dați seama că nu m-am îmbogățit. Adică n-a fost o lovitură de presă, o lovitură de tiraj enorm. În România am avut tiraje foarte bune pentru România. De exemplu, Țara cu un singur gras, știu, la un moment dat îmi spunea editura Polirom că vânduseră în jur de 15.000 de albume, de cărți, și un tiraj bun în România e cam de 2.000 de cărți. Da. Adică... Da. Și Războaiele mele s-a vândut bine, au fost mai multe ediții scoase, ambele au fost în mai multe ediții. Sunt foarte puturos pentru că ar trebui să am o continuare la Războaiele mele și cei de la editură de la Polirom de 3 ani mă bat la cap. Și da, dar uite, acum promiți că o să faci. Nu promit, m-am lăsat de fumat și mi-e foarte greu. Scriam mult mai bine când fumam. Am citit Țara cu un singur gras. A citit-o și tatăl meu. A citit-o și o fostă prietenă de-a mea. Și am putut... Vezi, de-aia te-a lăsat, de-aia ai fost, că a citit cartea. Foarte scurt timp, eu mă scot din discuția asta și am văzut diferența de cât de, nu știu dacă șocată, dar cât de impresionată a fost ea atunci când a citit-o și taic-miu care, nu vreau să sune ciudat, dar taic-miu care trăise comunismul. Noi am prins puțin, ei ai noștri au prins mai mult. Da, i-a plăcut cartea, dar a zis, nu mă mire nimic din ea. Da. La modul ăla. Da. Și acum vreau să te duc în Coreea de Nord. Pentru că eu... Și am spus-o și o să o spun, dacă aș avea ocazia, e drept că nu m-am zbătut, eu știu că tu te-ai zbătut ani de zile. Da, cred că dacă aș avea ocazia, aș vrea să vizitez Coreea de Nord. Eu aș vrea să o vizitez Coreea de Nord când, aș vrea să fiu în Coreea de Nord când dictatura familiei Kim va cădea. Imediat după, la un moment, nu, în secunda în care a căzut. Da. Imediat după ce a căzut. Crezi că o să prindem fizica, asta sincer în viața noastră? Nu știu, fizica ne spune că nimic nu există proces
fizica, chimia ne spun că nu există proces care să dureze la infinit, adică perpetuum mobile nu există. Just, da, cu 20 de ani îți imaginai că peste 20 nu de ani... Nu și imagina nimeni, dacă mi-aș fi imaginat asta, eram cel mai tare analist al CIA. Ideea e că nu poate să reziste la infinit. La un moment dat se va rupe filmul. Atunci va fi foarte interesant pentru un jurnalist de mers în Coreea de Nord, pentru că eu sunt convins că vom descoperi în Coreea de Nord, în zonele rurale care n-au fost vizitate de nimeni, sau de prea puțini voluntari că au fost, care au mai ajuns pe acolo, dar foarte puțini, în zonele alea vom descoperi lucruri care să ne amintească de lagările din al doilea război mondial. Sunt convins că vom descoperi atrocități pe care nu ni le putem închipui. Am făcut prin 2014 un interviu cu singurul nord-corean născut într-un lagăr care a reușit să evadeze. Deci ce-ți povestește omul ăla e dincolo de imaginația celui mai prolific scriitor. Adică, nu știu, Orwell pare un copil. Da. Gândește-te că e o țară în care n-ai voie să te tunzi ca dictatorul. Sunt n-ai voie 10, să te îmbraci asemănător. N-ai voie să ții geacă de piele ca a lui. Sunt 10 tunsori oficiale. Poalea le alegi. Gândește-te că ajungi într-un lagăr pentru că te-ai uitat la un stick cu un film sudcorean. Stai așa, hai să o luăm altfel. Tu în momentul de față nu ești o persoană prea îndrăgită în Coreea de Nord. Poți să zic sunt asta? Pe lista neagră. Sunt asta, pe lista ești persoana non grata? Sunt pe lista neagră. Asta pentru că ai spus chestii. Pentru că am scos cartea. Și pentru că l-am jignit pe lider și pentru că am zis altceva decât zic ei. Și pentru asta a fost făcută o notă oficială. Ambasada Coreei de Nord a trimis-o la Ministerul Afacerilor Externe, care Ministerul Afacerilor Externe a trimis nota la TVR. Răspunsul autorităților române m-a bucurat pentru că a fost ceva de genul: domnule, noi nu răspundem pentru ce fac televiziunile, la noi e libertate de opinie, noi nu putem să le spunem oamenilor de la televiziune, chiar dacă e o televiziune publică, ea statului, nu putem spune ce să scrie sau ce să nu scrie. Ori au făcut o notă de protest foarte mare, că am jignit poporul, eu n-am jignit poporul, tocmai că nici ai nu spus vreau niște să mă chestii pe care ei încearcă să le țină cât mai ascuns. Dar așa fac, adică am văzut cozi, că eu știu și eu cozi, eram copil pe vremea Ceaușescu, dar am prins cozi și nu ne lăsau să filmăm, că erau oameni care așteptau ciuciți, stăteau pe vine, că nu venise marfă. Și i-am și zis ghidului: băi, prietene, păi tu poți să-l păcălești pe american, mă, pe mine nu mă poți păcăli, că eu știu ce e aia, ai o coadă la un magazin unde nu s-a primit marfă. Și cădea fața săracul. Băi, păi da, stai să luăm altfel. Deci tu ai tras foarte mult să ajungi în Coreea de Nord, cu aprobări. Da, am într-un final ți s-a aprobat și acolo începe... Hai să luăm așa, pas cu pas. Deci tu ajungi cumva cu zboruri prin China, nu cu legătură cu asta, și acolo te căpătuiești cu un ghid. Da, ghidul care e de fapt un securist, așa, care asta vorbește limba ta și care te pândește 24 din 24. La nivel de folclor, nu știu că n-am probe, se spune că în hotelul ăla în care stau toți, inclusiv turiștii care se duc pe bani foarte grei acolo, hotelul ăla e plin de microfoane, de camere și de... parcă am văzut în presa britanică că n-are etajul 4 pe buton la lift, pentru că la 4 sunt securiștii sau ceva de genul. Nu m-ar mira să fie așa. E o țară extrem de controlată, l-am văzut pe lider de vreo 5-6 ori de la distanțe foarte mici și de fiecare dată am fost verificat inclusiv să nu am materiale radioactive cu gaigăre și cu... Adică, da, asta e țara. Paranoia adusă la... Da, asta e țara, ca nu cumva să faci ceva rău. Să... Cât ai stat în Coreea de Nord? Vreo săptămână, 8 zile, nu mai știu, ceva. Și ai stat la... Că ai pomenit de hotel, hai să zicem. Este un hotel care este un pic... seara este izolat da, de... Păi da, e pe o insulă, așa, în mijlocul râului, se închide ieșirea, nu poți să ieși nici să faci jogging sau să alergi, că n-ai cum, trebuie să alergi în jurul hotelului ca o muscă. Ca, tocmai ca să evite ieșirile. N-ai voie să ieși în oraș decât însoțit. De ghid. Da. Dar și turiștii au ghid. Adică da, toți, normal. Nimeni nu asta vreau să punctăm chestii. Da. De exemplu, în era în care noi umblăm cu telefoanele după noi și în orice țară... Eu am prins, nici nu era telefonie mobilă. Acum te lasă cu telefonul mobil. Te lasă, da? Da, te lasă acum. Dar vreau să zic că dacă ți asumi roaming-ul chiar și în țări, vezi Elveția, știu, Monte Carlo, unde... te costă de... Da, dar dacă ți asumi, poți să ai la tine tot ce ai nevoie. Acolo ești... au telefonie celulară, poți să folosești cartele locale, dar nu roaming, cartele locale de ale lor și telefoane locale. Cum comunicai atunci cu România? Atunci telefonul de la recepție. Fix deci, de la hotel, aveam nu? Telefon în cameră, dar nici măcar nu puteam să sun din cameră la televiziune.
Era ca pe vremea când eram student în regie și mă duceam la poștă să sun acasă cu taxă inversă că nu mai aveam bani. Și te duceam la recepție acolo, era o telefonistă și se făcea coadă de 30 de oameni. Am și fotografii în album, cum stai la coadă acolo să vorbești la telefon. Și vorbeam în TVR. Băi copii, mai luați-mi și mie un spațiu diseară. Da, da, da. Era tot așa, vreo 5.000 de dolari, foarte scump. De la ce oră? De la cutare? Și eu dădeam directul ca să fie la 8 ora României, la mine venea dimineața pe la 2, 3, nu mai știu, că 5 ore parcă diferență. Și la mine era beznă că de la 12 noaptea, în spate, din economie, se stingeau toate luminile în oraș, da. Rămânea doar nu știu ce monument, care nu era în cadru, știi? Și eu făceam direct de la Fenian, dar era beznă în spate, putea să fie de la Râmnicu Sărat, adică exact. Era același lucru. Și ai experimentat câteva chestii în... Ce înseamnă să soliciți un desert în Coreea de Nord la hotelul invitaților? Cel mai da? Tare hotel din Coreea de Nord. Înseamnă un măr împărțit în două, adus și tăiat cu un felii subțiri să dureze mai mult. Și am povestit în carte toate lucrurile astea. Nu găseai cafea. Deci eu am băut un nechezol. Era ca un... Deci când am ajuns în China, care e o dictatură complicată, vedem și ce se întâmplă și la Olimpiadă, vedem și cu tenismena ce a pățit săraca, ce, ai văzut că e un interviu, da, acum, da. Cred că L'Echipe a făcut sau Le Figaro, nu mai știu. Ai văzut că în oglindă care, se domnule, văd niște oameni nimic, care... Nu, care... Că nu am zis nimic, nu, ați interpretat voi greșit, știi? Dar da. Zisese, m-a abuzat sexual cu tare. Ce dracu poți să interpretezi în chestia asta, știi? În fine, deci când am ajuns în China, care e o dictatură sinistră, mi s-a părut că am ajuns în paradis, adică am stat la un hotel de 5 stele, am putut să beau cafea, bine, libertatea e cam ca în Coreea de Nord, că vorbisem cu prieteni jurnaliști care s-a acreditat la Beijing, știi? Grammaticus de la BBC era corespondentul lor în Beijing și îmi povestea că pur și simplu le umblă în e-mail, le șterg mail-uri, vin la ușă, îi amenință, adică e complicat să fii ziarist occidental în Beijing. Dar chiar și așa, când am ajuns din Coreea de Nord în Beijing, mi s-a părut că... De ce umblau soldați în Coreea de Nord cu cârpe pe stradă? Ca să adune apa de pe jos când vine liderul. Am fotografii și am filmare, am video, pentru că altfel nu m-ar crede nimeni. Deci era o baltă unde trebuia să vină liderul și au venit cu un lighean și cu cârpe și adunau apa din găurelele alea. Dar hai să spun o poveste pe care mi-a spus un operator, n-am fost eu acolo, n-am văzut-o, dar operatorul cu care am fost și am filmat în Coreea de Nord mi-a spus, Petre, și eu am filmat asta când venea Adrian Năstase să inaugureze nu știu ce șosea și erau chiștoace la bordură și a venit unul și a strigat la ăia și adunau cu mânuțele chiștoacele de la bordură ca nu cumva premierul României să vadă. Și asta s-a întâmplat în 2000 și ceva. Încă o dată, nu cred că Adrian Năstase i-pusese pe ea, dar da, servilismul, înțelegi? Da. Și noi vorbeam de anii 2000 într-o țară care a mai stat un pic și a intrat în Uniunea Europeană, adică și NATO. La momentul ăla nu era. Da, mă, dacă se vor uita la noi... Dar mi-a povestit operatorul, ce, Petre, eu am filmat asta la noi în România. Ei, aici ăștia adunau cu cârpele apa și o puneau într-un lighean. Pentru cei care sunt un pic mai în vârstă sau pentru cei tineri care nici nu știu poveștile astea, și înainte de 89 se mai vopseau copaci plantați cu arcanul ca să vină să dea bine să la cadru. Să-ți vadă tovarășul și să aducea mâncare în magazine aia, când trecea tovarășul și după ce pleca tovarășul mâncarea s-a luat. Eu am zis tot timpul, fără a-i lua apărarea, Doamne ferește. Eu sunt convins că totuși Nicolae Ceaușescu nu era în temă cu tot ce se întâmplă în țară. Eu nu cred asta. Asta e tâmpenia noastră. Nu. Știa foarte bine că era o dictatură sinistră, zăceau oameni în pușcărie aiurea, mureau asta, de foame. Da, alții. Chestia asta cu, știa cu mâncarea poate știa era un pic... Știa foarte bine. Nu. Asta e... Eu crezi? Sunt convins că știa. Orice dictator știe foarte bine prin ce trec oamenii, însă orice dictator se visează nemuritor. Vezi la Gaddafi, pe mine mă iubește poporul și a murit sodomizat cu niște cozi de lopat. Așa a murit. Da, și știu, cu trei zile înainte să moară, dădea interviuri pe la televiziunile mari că cum îl iubește pe el poporul. Le ia Dumnezeu mințile și au impresia că lumea începe și se termină cu ei. Da. Uite-te la Putin. Tocmai l-am văzut în conferința de presă cu Macron. M-am uitat și au impresia că lumea fără ei, lumea nu există. Nu. Cimitirele sunt pline de oameni de neînlocuit. Reporteri, dictatori, frizeri, șoferi și așa mai departe. Dar când ajung la nivelul ăla de paranoie în care au impresia că lumea a început și se va termina cu ei. Și că nimeni nu o să îi dea la o parte. Dar știu foarte bine prin ce trec oamenii de sub ei. Știu foarte bine. Și mai e o chestie din Coreea de Nord care
mi-ai povestit-o și e ciudat așa, pentru că e greu iarăși de înțeles dintr-o țară în care libertatea de exprimare există. I-ai luat interviu unde-i doamne la un moment dat, da, și ție ghidul îți traducea una și ai avut curiozitatea și să duci înregistrarea. În țară ce am tradus făcut? Tot, am tradus tot și am văzut că... Ai dus-o la un vorbitor de limbă coreeană, da, da, mă rog. Un român care vorbea coreeană mi-a tradus din nou în România. Și n-avea nicio legătură cu ce ți-a trimis. Dar erau foarte multe exagerări. Erau trunchiate. Erau foarte multe exagerări. Puteți să vedeți chestia asta pe adelinpetrișor.ro, e blogul meu, la reportaje, găsiți reportajele acolo și o să vedeți. Pe lângă asta, pe mine m-a speriat foarte tare atitudinea femeii. Deci femeia era răvășită că trebuie să vorbească la televiziune. Nu puteai să-i abordezi fără să ai securistul lângă tine. Și securistul i-a zis să vorbească. Era atât de speriată încât abia putea să lege două, trei vorbe. Și securistul și zice la un moment dat, nu mi-a tradus el asta, mi-au tradus acasă oamenii, zi ceva, zi orice, să nu mai taci, zi ceva acolo, că ești veselă, că iubești, că... Exact așa. Dar femeia era terifiată, era terminată de frică. Se temea că orice ar spune poate fi folosit împotriva ei. Exact, exact. Asta ți arată cum se trăiește, de fapt, în Coreea de Nord. Și iarăși, dacă vă uitați la reportaj, uitați-vă cu atenție la cum era îmbrăcat copilul ei, care avea un an sau doi, de-abia mergea, îl ținea așa. Uitați-vă cum era îmbrăcat. Erau haine care clar fusese răpurtate, cum era și pe vremea noastră. Încă de o generație măcar. Deci amărăciune și Coreea și de Nord... frică. Oamenii... La lansarea cărții pe undeva prin Târgu Mureș și a venit și a vorbit la un moment dat Vasile Dâncu, sociologul, și spunea că i-a plăcut foarte mult cartea, dacă el ar fi dat alt titlu. Iarăși mi s-a părut un titlu, a luat din cartea mea o frază că am zis la un moment dat că acolo oamenii n-au curaj să se uite în ochii tăi, că nu au curaj. Când te văd străin, pentru că ai o banderolă pe mână, ziarist străin, și ei te recunosc, se uită pur și simplu în jos, sunt speriați. El zicea că i-ar fi plăcut un titlu, Țara în care oamenii n-au curaj să te privească în ochi. Iarăși un titlu foarte tare. Și așa e, oamenii n-au curaj să te privească în ochi. Le e frică pentru că știu, și așa era și pe vremea Ceaușescu, mi-au povestit ai mei. Dacă aveai legătură cu un străin, în secunda 2 venea poliția, venea și dacă vorbeai pe stradă. Ce ai vorbit cu ăla? Ce ai zis lui ăla? Cine e ăla? Oamenii evită orice contact cu străinii pentru că știu că acele contacte le pot aduce numai și numai nenorociri. Și Coreea de Nord e țara unde macrou congelat e o delicatesă, dacă prins. Păi, înțelegi, ca să înțeleagă lumea. Congelat că... în momentul în care a murit Kim Jong-un și au plâns, au apărut la televizor și au mulțumit liderului pentru că le-a dat pește congelat. Și țara unde, deși blocurile par cablate la, mă rog, arată bine, au utilități și asta, se iese cu găleata după apă. Și o chestie pe care am experimentat-o zile trecute, am fost acasă în Bacău și se întâmplă exact asta. Păi nu știi ce a zis Times New Roman pentru băcăuani? Factura vine luna asta și apa luna viitoare. Da. Da, deci ai avut niște experiențe la viața ta și îmi place contrastul. Și nu știu dacă mai ții minte suma, mi-ai spus-o când am vorbit la un moment dat. Apropo de ce n-ai putut să faci în Coreea de Nord, mai ții minte cât ai plătit pe cafea în Coreea, în Japonia? A, vreo $1,000, da, vreo 900, da. Dar nu cafea, mici, și da, cafea și ciocolățele, da, și alte mizerii. Vreau să punctez exact în contrastul ăsta. Da. A fost Coreea de Nord. În vreo lună, cam atât mi-am făcut un calcul, pe Starbucks și alte chestii de genul ăsta, mici, că luam pentru toată echipa de filmare, aveam și șofer și producător, da, și eram vreo 5-6. Ei, și mi-am făcut calculul în câteva săptămâni, aproape $900,000 am dat pe ciocolată, cafea, biscuiți și... În Japonia. Da, da. Deci ai văzut Coreea de Nord, care e o parte din Asia care este foarte jos. Am văzut Japonia care e foarte sus. Și ai văzut Japonia care cred că este vârful de lanț. În altă lume, da. Cum e Japonia? E în altă lume. Ei și nemții cred că sunt veniți un pic de pe altă planetă. Nu vă gândiți că toate lucrurile sunt senzaționale. Nu. Societatea e dezvoltată, însă e foarte îmbătrânită. Aveau probleme cu tinerii care nu mai făceau sex și nu venea nimeni. Dar pare o glumă, dar au probleme adevărate. Stăteau și se jucau, fiecare se juca la calculatorul lui și nu făceau sex. E o problemă pentru că nu au ajuns una dintre cele mai îmbătrânite țări din lume. La ei există epuizarea ad literam. Aveau rată mare a sinuciderii, oameni care mor de epuizare. La un moment dat eram în Tokyo și căutam un restaurant să mâncăm
și fata care ne ajuta pe noi, producătoarea noastră, era liberă, avea o treabă, m-a rugat că are atunci și probleme și atunci a trebuit să căutăm, eu cu operatorul, nu prea vorbesc engleză, din 10, 9 nu vorbesc engleză. Și am găsit cu greu un restaurant unde aveau meniu în engleză și așa și am mâncat și erau oameni care veneau de la serviciu. Era plin de oameni cu costum și servietă care tocmai ieșiseră de la serviciu. Era 11 sau 12 noapte. Și începeau se dimineața, să ne înțelegem. Se da. Moare de epuizare. Este o țară extrem de scumpă. Vorbeam cu cineva din Ministerul Afacerilor Externe, de la ei, ne-au invitat la un moment dat la o masă și îmi povestea că un salariu de 10.000 de dolari nu e mare în Tokyo. Adică nu te gândești că faci ce vrei. Foarte scumpă țara. Foarte Tokyo scumpă. Ca oraș te bulversează? Te bulversează și te bulversează că e... găsești și foarte multă verdeață într-un oraș plin de zgârie nori, mai ales în zona palatului. Nu-ți vine să crezi că vezi atâta verdeață într-un oraș pe care ți-l închipui pe verticală doar. Te bulversează foarte tare că vezi copii care la grădiniță fac pregătire pentru cutremur. Eu am făcut materiale despre tsunami. Și am în cea mai afectată prefectură, într-un anumit orășel în care valurile au fost de 40 de metri, ca să ne înțelegem, să vă dați seama cam ce a însemnat tsunami acolo, 40 de metri. E un bloc foarte înalt, un ca să bloc spun de vreo, nu știu, peste 10 etaje. Da, da, da. Gândește-te că în orașul ăla, la școala cea mai mare din oraș, nu a murit niciun copil, pentru că toți s-au evacuat în siguranță, tocmai pentru că încă de la grădiniță învață chestiile astea. A murit un singur copil în acea școală, dar știi de ce? Pentru că era acasă. Cei care au fost în școală au fost evacuați încă o dată, într-un oraș în care valurile au avut 40 de metri înălțime. E o țară care te șochează din multe puncte de vedere. Nu știu dacă mi-ar plăcea să trăiesc acolo, nu cred că mi-ar plăcea. Dar e foarte frumos de vizitat. E foarte frumos de vizitat, dar pentru foarte că este un vis de-a meu și vreau doar să-l reconfirm. Dacă tatăl meu ar fi domnul Ion Țiriac, cred că aș vizita țara foarte des. Altfel e destul de complicat. Adică poți să te duci, dar trebuie să pui bani deoparte serios. Adică să strângi bani mulți. Deci putem să spunem TVR-ul că... și-a permis reportajele alea, ne-am făcut vreo 3 reportaje de vreo 30 de minute fiecare și-a permis reportajele acelea, nu pentru că a dat bani, n-a dat niciun ban TVR-ul, cred că ne-a plătit nouă diurna. Am câștigat eu un concurs de scenarii lansat de Tokyo, de guvernul de la Tokyo, de Ministerul Afacerilor Externe, în toată lumea și au fost mai multe televiziuni care au pus scenarii și câteva scenarii au câștigat concursul și așa am putut să mergem să filmăm aproape o lună în toată zona afectată de tsunami. Vreau să te mai întreb o chestie. Pe lângă faptul că mulți îți recunosc vocea și, mă rog, știu toate materialele pe care le făceai de 1 decembrie la TVR, da? Parada militară și asta. Mai există o latură a lui Adelin pe care aș vrea să o atingem și cu asta să încheiem așa altfel decât războaie și asta. Cine este DVR Adelin? Ah, da! Digital Video Recorder. Da. DVR. Ce înseamnă asta? E numele meu de om care a zburat cu supersonice. Nu pilot, ci cameraman. Exact, cameraman, asta vreau să punctăm. Am 20 de ore de zbor pe supersonic. Ești unul dintre puținii civili care au zburat cu aviația militară. Și da? Primul care a zburat, primul jurnalist din România care a zburat cu supersonicele. Am ai zburat și subsonic, nu? Cum subsonic. Ai început am toată povestea? Am zburat și subsonic cu IAR-ul 99 Shoei, m-am zburat cu IAR-ul 99 Standard. Am în prezent 20 de ore pe supersonic, am zburat cu MiG-ul 21 Lancer de mai multe ore, am zburat cu F-ul 16, am zburat cu Eurofighter Typhoon, am zburat cu JAS-39 Gripen suedez, am avut 9G cu F-ul 16 pilotat de un instructor bun, mare, portughez în Portugalia. N-am zburat doar cu piloții români, am zburat cu piloți americani, păi am cu gripă nu aveai cum să zbori cu români. Am zburat cu piloți suedezi, nu, dar și cu F-16. Prima dată cu F-16 am zburat cu piloți americani de la Aviano. Am zburat cu piloți suedezi, am zburat cu piloți italieni, cu Eurofighter Typhoon, am zburat cu piloți portughezi și piloții de la escadrila 53 Warhawks, cu care am zburat de mai multe ori, m-au botezat DVR, adică Digital Video Recorder, înseamnă acronimul și pe cusonul meu de pe combinezon scrie Adelin DVR Petrișor și e o dublă comandă pentru că eu nu sunt pilot, nu zbor, eu sunt stewardeză, eu doar filmez din cabină și
am zis, bine mă, nu înseamnă DVR, nu înseamnă digital video recorder, înseamnă dauntless video reporter, știi? Nemfricat. Da. Și cel mai recent am zburat cu ei anul trecut în mai, chiar cu Micloș Cătălin, care e comandantul bazei acum, baza 86. Comandant de la baza 86. Am avut o misiune senzațională de 3 ore și jumătate, am filmat o alimentare în aer, tot așa o puteți vedea pe blog. Stat în aer 3 ore și jumătate? Da, 3 ore și jumătate. Deci senzațional, adică să imaginează-ți că asta e avionul, cam atât ai cockpitul, nu e mai mare, și undeva la 2 metri vezi boom-ul care intră în spate aici la dublă și alimentează avionul cu mii de litri pe minut. Adică e nebunie. Deci, și când te uiți deasupra ta și vezi deasupra ta dita mai KC-135, un dita mai avionul cu 4 motoare, care cară aproape 100.000 de litri de combustibil de aviație, ți se taie respirația. Deci ești așa, nu-ți vine să crezi. Cred că îmi strălucesc puțin ochii, pentru că ăsta e unul dintre lucrurile pe care mi le-aș dori enorm să le fac în viață. Să zbor supersonic, nu cred că va fi posibil. Și din la 9G păcate, e foarte tare. N-am leșinat, am filmat, am dovadă. Hai să clarificăm chestia asta. Că nu e ca și cum tu te-ai trezit într-o dimineață și ai zis vreau să zbor, hai să zbor. Ai trecut niște teste, examene medicale. Foarte tare, exact examene pe care le trec și piloții. Faci barocameră, giroscaun, adică te urci într-un scaun, te învârte. Ca în filmele alea cu astronauți. Și pe urmă te ridică și te roagă să-ți atingi cu mâna stângă ochiul drept. Și cine are probleme cu urechea internă o să facă așa. Cine are aparatul vestibular bun, chiar dacă e amețit, o să poată să... Hai să zic așa, că de multe ori au de aia, că ai avut noroc să faci, ai avut noroc legat de mine. Ai avut noroc să fii fizic fit, dar faptul că ai zburat a fost rezultatul anilor de muncă în care te-ai apropiat de zona asta. În orice meserie trebuie noroc. În orice meserie. A fost foarte complicat. Acum, cred că prima dată am zburat în 2003 cu MiG-21 Lancer. A fost foarte complicat să conving șefii mari din armată. Că eu m-am întrebat, domnule, de ce să te iau în zbor? Și am zis, pentru că pot să filmez și să arăt niște lucruri care să-i apropie pe oameni mai mult de ceea ce simt și trăiesc piloții dumneavoastră. Și eu zic, da, corect, mi se pare normal. Și într-adevăr, mă încântă foarte tare când văd la Digi24, la ProTV, la Antena 1, imagini filmate de mine în F-ul 16, pentru că înțelegerea mea cu armata a fost ok, vă dăm imaginile cele mai bune, vi le dăm, le folosiți, și ei la rândul lor le-au dat jurnaliștilor. Și crește inima în mine, așa, eu nu sunt operator, dar sunt operator de supersonic și să văd cadre filmate de mine cu avionul care trece frumos peste cupola F-ului 16, un alt F-16 și filmat frumos așa și vine în partea asta și știu că eu le-am filmat. Și e mi se pare interesant cum dădeai vorbele. Poți să zic că e așa o chestie. Iarăși faină. A fost o chestie. Nu poți să mergi cu microfonul. A zburat Rădulescu de la antenă și stand-up-ul a făcut dubios, adică sunetul s-a auzit foarte prost. Pentru că eu sunetul, m-am gândit cum pot să iau sunetul și am zis, pe caseta avionului, are un hard avionul pe care se înregistrează datele de zbor, vocile piloților și pe hardul avionului sau pe casetă sau depinde ce are, migurile au casetă, pe suportul ăsta se înregistrează vocea și atunci vocea o trag pe avion, știi, o înregistrez la avion, camerele sunt puse de mine sau ținute de mine și pe urmă mixez video cu sunetul luat de pe head-up display-ul avionului, de pe hardul avionului. Și atunci am sunet bun, inclusiv în zbor, unde sunt zgomote foarte dubioase și așa. A trebuit să inventăm, să facem. De exemplu, am făcut la un moment dat un stand-up dintr-o parașută. Am sărit cu parașuta de la 4.000 de metri și cum iei sunetul în cădere, că tu cazi cu 250 de km pe oră. Deci n-ai cum să pui microfon. Și atunci mi-am pus un laringofon care era pe un care dădea semnal într-un digital, într-un device care înregistra și înregistram sunetul pe laringofon, dar aveam o problemă, cădeam cu 250 de km la oră. Aerul mi-intra printre laringofon și gât, știi? Și atunci a trebuit în cădere liberă să mă țin cu mâinile de gât și să vorbesc și imaginea, am luat-o de pe casca, mă filma un parașutist și am... Așa am făcut stand-up. Am luat sunetul de pe reportofonul meu digital cu laringofonul și l-am pus pe video filmat de pe casca unui parașutist. Și așa am făcut un video în cădere liberă.
este zborul supersonic, exceptând chestiile de familie, da? Cel mai fain lucru pe care l-ai făcut în viață? E unul dintre cele mai faine. Da? E o experiență senzațională. Cred că însă cea mai tare experiență legată de zbor am trăit-o pe portavion. Decolarea și apuntarea pe portavion nu se compară cu... peste chestiile astea, cred că sunt plecările în spațiu. Deci pe primul loc aș pune plecarea în spațiu. Pe locul 2, decolarea și apuntarea pe portavion este, nu vă imaginați ce înseamnă, nu vă imaginați ce înseamnă să ajungi de la 0 la 250 de km pe oră în 2,2 secunde. Dacă o să vedeți că și piloții niciodată nu țin mâinile pe comenzile avionului. Deci în momentul în care e pe catapultă, o să vedeți piloții că se țin, au niște mânere în cabină. Nu ating sticul, nu ating manșa. Pentru că dai cu avionul de pământ. Și atunci el se ține de ăsta, bagă mâna în gaz, a băgat gaz, se ține cu mâna de ăsta și, și a plecat. Și imediat ce s-a desprins după portavionul, preia comenzile. Deci este genial. Și apuntarea la fel. Deci simți că îți rămân organele în urmă. Deci aterizezi, se încarcă acel cablu și tu te oprești, dar organele tale sunt undeva în spate, așa rămân. Deci astea sunt cele mai tari. Sunt cele mai tari experiențe, după părerea mea. Să știi că cel puțin eu te invidiez foarte tare pentru... Încerc de niște ani și sper să și reușesc. Să ieși în spațiu. Cred că sunt pe final. Nu, aproape spațiu. Să mă duc să zbor cu U2-ul, cu Dragon Lady, cu avionul de cercetare. E un avion foarte interesant. De prin anii la ce... 60 în America. În America. La 20 ceva de mii de metri. Adică mai sus decât tine sunt cei de pe stația spațială. La 340 de kilometri. Tu ești la 20 de kilometri, vezi avioanele undeva jos, așa, la 10 kilometri sub tine, se vede curbura Pământului de acolo și se zboară în costum de cosmonaut, adică sunt costumele alea orange pe care le aveau la început în primele misiuni americane. Și sper să-i convinc, au fost câțiva ziariști care au zburat, sunt câțiva ziariști americani și cred că un britanic care este May de la Top Gear. Ce tare! Da. Îți doresc să-ți iasă asta. Doamne ajută! Îți doresc să zbori și cu F-35. Nu poți, că e simplă comandă. Trebuie să învăț să zbori, n-ai cum. Se există n-ai la cum. Un moment dat un F-35 cu dublă? A fost atât de scump să facă dublă comandă. Pe F-35 trec piloții, după ce fac foarte mult simulator, și piloți care au mai zburat și alte avioane supersonice, fac simulator foarte mult și pe urmă trec. Nu, e simplu comandă. Plus că domnul Micloș mi-a explicat și mie că și la F-16, dubla comandă nu e neapărat pentru inițiere în zbor cu F-16, pentru că se poate face un training, să zic așa, plane to plane, da, ca să fiu un pic. Da. Deci poți să zbori în paralel cu învățăcelul și să îl ghidezi, să zic așa. Nu trebuie să fie dublă comandă neapărat. Procedurile simple. F-16, piloții care au zburat MiG-21, îl zboară fără probleme, decolare și aterizare. Problema cu F-16 nu e să decolezi, să aterizezi. Asta și eu și cu tine am putea învăța la un moment dat destul de repede. Problema e să faci misiunile de luptă. Da. Asta e problema. Adică pe tine te ajută, avionul zboară atât de ușor încât tu te poți concentra pe misiunile de luptă. Tu bombardezi, tu interceptezi, tu ai misiuni de luptă. E, alea sunt greu de făcut. Problemele aici vin, nu la decolare și aterizare. Că asta, dacă îl iei un băiat de la Aeroclubul României care are brevet de ULM și tragi un pic de el așa, poți să ia avionul ușor, să-l așeze ușor. Nu e problema. Problema e ce faci cu el în aer. Acolo, asta e diferența. Da. Îți mulțumesc mult de tot că ai acceptat invitația mea și îți mulțumesc pentru povești și sper ca lumea să înțeleagă ce trebuie din ele, în sensul că, deși istoria ne putea învăța că unele lucruri nu ar fi trebuit să se repete, ele se repetă și se vor mai repeta. Se repetă din cauza noastră întotdeauna, pentru că uităm foarte repede și pentru că suntem foarte comozi, pentru că nu ne învățăm copiii ce a însemnat, de exemplu, dictatura în România. Eu sunt... Nu știu, sunt foarte pornit împotriva școlii, că nu învață pe copii mai mult. Copii, sunt mulți copii care aud de la bunicii lor că era bine pe vremea lui Ceaușescu că îți dădeau casă. Și zic, da, domnule, era bine, pentru că așa mi-a zis mie bunicul. Eu cred că ar trebui să învețe la școală despre perioada asta mai mult, să vadă cât de greu era, să vadă cât de greu era că ajungeau bunici, părinți în pușcărie, fără să aibă vreo vină. Da, făceai pușcărie pentru că îți permiteai să zici un banc despre Ceaușescu.
Adică avem voie să nu credem în Dumnezeu. Există bancuri cu divinitatea. Da? Sunt oameni care nu cred în Dumnezeu. Dar nu poți să zici ceva despre un dictator. Citiți ce s-a întâmplat în Turcia, unde s-a infectat un alt dictator, Erdogan, da? Și și-au permis unii să facă glume pe Facebook și au fost arestați. Ăsta e pericolul. Dacă noi uităm ce s-a întâmplat până în 89, copiii noștri vor repeta experiența și va fi, uitați-vă derapaje ce sunt, uitați-vă, ieri am avut un ministru care a fost luat, bun, prost, nici nu contează, care a fost luat de gât de un parlamentar, la tribuna parlamentului. Îi vorbea de la 3 mm, adică genul ăla de golan nenorocit, știi, care încearcă să te intimideze în parcare și îi scuipa vorbe printre dinți, îi respira în gură ministrului și îl ținea de ceafă așa. Același personaj care îl bulia pe primarul capitalei. Cobora după el și vorbea în ureche așa, măi nenorocitule. Și n-are nimic. Omul e parlamentar și e votat de români. E lider. E votat de români. E, asta e problema. Încă o dată, n-are nicio legătură cu politica. Nu fac politică, lucrez la știri, sunt reporter. Dar trebuie să avem grijă să ne învățăm istoria, pentru că altfel vom repeta absolut toate greșelile pe care le-am făcut până acum. Tocmai de asta zic, fără să te perii în vreun fel, mi-ar plăcea ca cei care poate nu le-au văzut sau nu s-au gândit, din tot ce ai povestit tu astăzi, să-ți vadă reportajele, să vadă ce se întâmplă prin alte părți, pe unde sunt tragedii, da, nu exact ce vorbeam mai devreme. Și mi-ar plăcea ca cei mai tineri să citească Țara cu un singur gras. O să râzi, îmi scriu oameni pe Instagram, îmi scriu copii pe Instagram, care sunt în clasa 6-a, 7-a. O colegă de la TVR îmi povestea că a primit fiină sa, care e clasa 6-a, temă să facă un conspect din Țara cu un singur gras la dirigenție. Eu cred că sunt și profesori care încearcă să învețe pe copii mai multe decât matematică, română, biologie, ci și ce înseamnă lumea, și ce înseamnă democrație, și ce înseamnă dictatură. Și e foarte bine să ne învățăm istoria. Istoria, pe bune, nu aia că dacii au fost cei mai tari, aveau mașini și 4G, că sunt unii care, mamă, dacii, romanii pistol cu apă, băi, romanii niște proști. Mamă, erau dacii aia că se deschid munții, nu știu care, și energiile care... Încă o dată, să ne învățăm istoria aia adevărată, că pe vremea comuniștilor noi eram învățați că românii au fost cei mai șmecheri, că i-am bătut pe turci de le-au sărit băștile și, de fapt, ne-au bătut turcii de ne-au sărit nouă băștile, cu câteva excepții. Câteva sunt excepții, câteva mici, bătălii mici. Unde... Ar fi bine să ne învățăm istoria așa cum a fost ea, să învățăm greșelile, să învățăm ce înseamnă dictatură. Mulți s-au născut în democrație. Habar n-au ce înseamnă să nu găsești o ciocolată în magazin. Habar n-au ce înseamnă să nu găsești carne în magazin. Habar n-au ce înseamnă să stai de la 4 dimineața la coadă, că la 7 deschide magazinul și cumperi 2 sticle de lapte. Habar n-au. Și să dea Dumnezeu nici să nu fie obligat să trăiască chestia exact. Asta. Dar ca să nu se întâmple asta, ar trebui să învețe istorie și să caște ochii și când se duc oamenii la vot, să nu mai, eu nu votez, că nu am cu cine, că e greu. Au fost oameni care au murit ca noi să avem dreptul să alegem dintre ăștia care sunt. Dintre că mai multe care rele. Sunt, ăștia care așa? Sunt așa pentru că noi suntem așa ca societate. Da, am discuții cu mulți, băi, jurnalismul ăsta de căcat. Dar mă, jurnalismul ăsta de căcat e ca țara. Nu poate să fie mai. Eu dacă eram jurnalist și lucram la televiziunea publică din Marea Britanie, lucram la BBC, nu la TVR. TVR-ul e ca țara. Da. Politica e ca țara. Când nivelul societății se va ridica, și politicienii vor arăta altfel, și jurnaliștii vor arăta altfel, și presa auto va arăta altfel. Mulțumesc frumos. Eu mulțumesc. Și sper cândva să mai discutăm, că mie mi-a făcut discutăm plăcere. Discutăm, că ne întâlnim, e lumea mică. Mulțumesc. Mersi.